Salutare și bine v ați găsit la un nou tutorial. Astăzi vă arăta cum să desenați această piesă în Autodesk Inventor 2022. Dacă nu știți cum să deschideți spațiul de lucru, vă voi arăta de îndată. Mergem aici și dăm pe New și vom selecta sistemul metric standard în milimetri și dăm dublu clic pe acesta. Vom începe acum cu un sketch 2D. Pentru aceasta apăsăm acest buton sau îi putem da aici pe Start 2D Sketch. Practic este același lucru. Selectăm acest plan, Apăsăm pe butonul de Home pentru o vedere mai clară și vom începe să desenăm primul dreptunghi. Vom avea aici un dreptunghi cu următoarele dimensiuni 35 plus 75, adică 110 și pe cealaltă parte 40 plus 35, 75 de unități. Mergem aici la Rectangle și vom da pe Two Point Center, deci să începem din centru, așa cum arată și desenul. Începem la acest punct, scriem 110, Tab 75 de unități și dăm enter. Dublu clic pe ruța de la mouse pentru a avea o viziune mai clară. În continuare vom construi aici încă un dreptunghi cu dimensiunile de 75 pe 20. Dar de această dată mergem doar la two point rectangle, deci doar din două puncte. Selectăm acest punct, 75, tab, 20, enter. Pentru a folosi comanda trim, trebuie mai întâi să ștergem aceste dimensiuni. Deci ținem control apăsat și selectăm toate dimensiunile click dreapta, delete. Iar acum putem să ne folosim de comanda trim. După cum ați văzut, aici avem încă două raze, raze de 10 unități fiecare. Pentru aceasta mergem la comanda filet, scriem 10 și selectăm aceste două linii. Închidem, finish sketch și vom adăuga o grosime de 20 de unități, în cazul nostru, milimetri. Mergem la comanda extrude, Selectăm această suprafață dacă nu este deja selectată și scriem aici 20 și dăm Enter. Dublu click pe de mouse și acum ne vom concentra pe această parte. Vom construi aici un dreptunghi cu dimensiunile 35 x 35 practic este un pătrat, după care îi vom adăuga înălțimea de 40 de unități. 2D Sketch, selectăm această suprafață, Rectangle, to Point din nou și mergem din acest punct, 35 Tab 35 și dăm Enter. Dăm pe Finish Sketch. Dăm extrud. Mi-a detectat automat ultima suprafață construită și vom scrie aici 40 de unități și dăm Enter. Butonul de Home, iar în continuare vom crea un plan paralel cu acest plan, însă îl vom pune exact în mijloc pentru a construi acest triunghi. Îl punem în mijloc, adică la o distanță de acest plan cu exact jumătate din 35, adică 17,5 unități. Pentru aceasta mergem aici la Plane, la Plan, Offset from Plane. Selectăm acest plan, tragem de săgetuță și scriem minus 17,5 unități și dăm Enter. Acum, când mergem la 2D Sketch, selectăm doar acest plan și automat putem să desenăm în această parte. Rotim desenul pentru a vedea mai clar. Mergem acum la comanda Line în vederea construirii triunghiului dorit. Clic dreapta, OK. Finish Sketch și acum mergem la Extrude. Însă, nu îi vom da pe Default, nici pe Flipped, îi vom da pe Symmetric. Și avem nevoie aici de o grosime de 10 unități. Deci scriem 10 și dăm Enter. Pentru a vedea mai clar desenul nostru și a nu mai vedea acest plan, mergem aici la Plan, click dreapta și dăm pe Visibility. Și automat a dispărut. Acum, pentru următorul pas, vom construi aici un dreptunghi cu dimensiune de 55 pe 40 minus 10, adică 30 de unități. Iar aici vom adăuga o rază de 15. Deci creăm un 2D sketch. Dăm click pe această parte. Rectang. 2 point. Deci cu două puncte. Și mergem din acest punct. 55 tab 30. Iar acum mergem la comanda filet și scriem 15. Și selectăm aceste două linii. Finish sketch butonul de Home din nou și vom merge pe Extrude. Dar de această dată vom da pe Flip să vină în partea cealaltă sau putem doar să tragem de săgetuță. Și vom adăuga o grosime de 20 de unități aici. Scriem 20 și Enter. Iar pe ultimul pas trebuie să colorăm acest desen. După cum ați văzut din poza desenul are culoarea galbenă. Pentru aceasta vom selecta întregul desen și vom merge aici și vom scrie Yellow, adică galben. Și desenul nostru este exact ca în imagine. Sper că acest video v-a ajutat, dacă aveți întrebări nu ezitați să lăsați în comentariile de mai jos, ca de obicei nu uitați să dați like, share, subscribe și ne vedem data viitoare.